Bine v-am găsit, sunt doctorul Militaru și astăzi vreau să vorbim despre un lucru extrem de important și anume cum se obține uleiul de cannabis sau mai bine zis extractul de cannabis îmbogățit cu CBD sau CBG, depinde de biomasa pe care o avem în fabrică. După cum știm, legislația românească nu permite biomasă care să aibă mai mult de 0,2 THC, tetrahidrocannabinol, așa că cei mai importanți cannabinoizi pe care îi avem în lucru în momentul de față în fabrică sunt CBD-ul, adică cannabidiolul, și CBG-ul, adică cannabigerolul. Ca orice produs care se respectă, materia primă trebuie să fie una de calitate. Vorbim aici de o biomasă produsă în România. E o biomasă cu o cantitate de CBG însemnată în ea. După cum vedeți, și e o biomasă culeasă manual. Deci așa ceva nu poate să fie obținut prin recoltare mecanizată. O biomasă cultivată în condiții bio, mă oferesc să vorbesc de reglementare bio, pentru că e destul de complicat să avem un produs bio în condițiile atmosferice de la noi din țară, dar e o materie primă care nu conține pesticide, metale grele, insecticide, alte substanțe chimice, a fost crescută cât se poate de organic și calitatea produsului final pleacă de la calitatea biomasei pe care o avem. Mă bucur că avem colaboratori care reușesc în condițiile de România, în condițiile legale pe care noi le avem, să obțină așa frumusețe de inflorescență, pentru că asta e o inflorescență, fără semințe, fără mucegaiuri, ce să mai, deci de aici pleacă, așa ar trebui să arate o biomasă pe care să o extragem de fiecare dată. Aș vrea să-i felicit pe colaboratorii cu care lucrăm pe partea de producție a biomasei, pentru că fac în ultimii 3 ani de zile au făcut lucruri excepționale vis-a-vis de calitatea acestora. După ce am văzut biomasa, aici avem, după cum vedeți, biomasa tocată pe care am scos-o de la decarboxilare, astfel încât să o putem pune în cilindru de extracție care se află aici. Se umple treaba asta, se bagă în mașina de extracție și o să vedem ce rezultă după ce avem procesul de extracție finalizat. Am ajuns și la a doua etapă a procesului de obținere a extractului de cannabis îmbogățit cu CBD, și anume extracția propriu-zisă. Ce vedeți aici este un extractor supercritical cu CO2, considerat de majoritatea celor din industrie ca fiind cea mai curată și corectă extracție. Ne-am conformat și cu mașinuța asta, noi producem ceea ce se numește crud oilul brut, pe care o să-l vedem în momentul în care procesul de extracție se va finaliza. Dar de principiu aici vedeți echipamentul cu care noi lucrăm și extragem din biomasa pe care am văzut inițial, care a fost curățată, a fost măcinată, aici se bagă, în zonele astea două, se bagă biomasa și undeva pe jos iese extracția produsului brut, care apoi intră în procesul de tot producție pe care o să-l vedem ulterior. Cum vă ziceam, extractorul ăsta e cu CO2. CO2-ul de la anumită temperatură și presiune devine solvent. Astea-s butăliile din care pleacă CO2-ul în mașinuța respectivă și prin circuitele astea care se văd aici ajungem din biomasă să scoatem uleiul crud, brut, pe care apoi să îl procesăm astfel încât să obținem calitatea pe care ne dorim cu toții.
Deci, dragilor, aici avem extractul brut, ați văzut, iese sub presiune din cilindrul de desfocare, un amestec de carabinoizi, ceruri și tot ce a scos CO2-ul. Peste acest produs punem alcool, îl băgăm la temperatură de minus 20 de grade și apoi începem procesul de curățare al lui, pe care o să vi-l povestesc la momentul oportun. Am ajuns la procesul în care avem aici, după cum se poate vedea, extractul brut în amestec cu alcool, care a fost ținut la minus 20 de grade pentru a depune grăsimile și cerurile, pentru a ne face procesul de extracție a lor mult mai simplu și mult mai curat. Vreau să vă arăt aici cum arată prima filtrare a produsului, unde sunt toate cerurile, grăsimile care au rămas în urma extracției. Hârtia asta de filtru a doua este de la a doua filtrare, care ne purifică și mai mult extrasul brut de grăsimile și cerurile pe care le avem, eventualele grăsimi care ar mai putea trece de hârtia asta de filtru foarte fină, sunt eliminate în procesul de distilare care urmează după ce am eliminat alcoolul din produsul brut pe care îl vedeți aici. Dacă până acum v-am arătat biomasa, extractorul, am văzut ce se întâmplă cu extrasul brut trecut prin răcire și filtrare, acum instalația asta este instalația de, se cheamă rotoevaporator, și instalația prin care noi recuperăm alcoolul pentru a obține crude oil-ul necesar la distilare. Mai esențial că pentru a scoate grăsimile și cerurile, extrasul brut obținut din extractorul cu CO2 se amestecă cu alcool într-o anumită proporție, se ține la temperatură de la minus 20 de grade, apoi se filtrează. Ce am obținut după filtrare se găsește aici, în această bol foarte mare, care e încălzit la o anumită temperatură, trece prin instalația asta, alcoolul, și ajunge să-l recuperăm jos aici, astfel încât în procesul de distilare să nu mai avem alcool. Chiar dacă mai rămâne un pic de alcool la distilare, el este recuperat în totalitate. Bun, am ajuns și la ultima fază a procesului de extracție, faza în care avem uleiul brut, să zicem așa, ulei brut care apoi este pus în sticluțe în concentrațiile de care vorbeam mai înainte, 50, 15, 20, astfel încât să putem lucra cu el în condiții normale. Și vreau să vă arăt, deci aici, cum ziceam și la faza de distilare, avem crude oil-ul din care s-au extras cerurile. E un produs care arată așa ca o smântână, cu toate că extrem de negru, are consistența unei smântâni, nu știu dacă se vede foarte bine la cameră cum se prezintă el. Deci ăsta aici avem toți canabinoizii, toate gudroanele și tot ce a ieșit din extracția cânepii, fără ceruri. Da? Cerurile le-am scos în procesul dinainte. Aici avem rezidurile care s-arunc. Asta este toată mizeria pe care, în momentul în care vedeți un ulei care nu e foarte limpede, n-are culoarea galben spre un pic cărămiziu așa, să știți că mai are din chestiile astea care se găsesc aici, adică reziduri care n-ar trebui să-și aibă locul în produsul final. Produs final care conține terpene. Noi aici avem terpene pe care le folosim mai ales pentru creme și sunt cele care dau culoarea și mirosul specific cânepii. Aici avem CBD, da? Deci ăsta este uleiul pe care îl folosim să producem uleiul brut pe care îl folosim să producem concentrațiile de care avem nevoie. Și aici avem CBG,
da, care arată așa foarte ciudat, e cristalizat, arată ca o miere de rapiță, pentru că el cristalizează la temperatura camerei și de asta e foarte greu să avem uleiuri cu concentrații mari de CBG, pentru că tot timpul s-ar face așa. Și aici avem izolatele care sunt urmate în procesul de cristalizare. Aici avem un izolat CBD obținut acum câteva zile, după cum vedeți, 18.1.2023. Și aici avem izolat CBG, la fel, obținut în procesul de cristalizare. Cu ajutorul lor aducem uleiurile la concentrațiile pe care le cunoașteți foarte bine. Dragilor, din nou despre procesul de distilare. Suntem la aproape 190 de grade, nu știu dacă se vede foarte bine. Am început extracția carabinoizilor. Ce vedeți aici sunt vaporii de carabinoizi care s-au extras din crude oil. Zona asta aici e zona de condensare și, după cum bine vedeți, în partea asta aici curg cannabinoizii la o concentrație probabil de 70-80%. Și vedeți, povestea asta verde este, sunt terpenele pe care le-am prezentat în prima parte a filmulețului. Nu știu dacă se observă, sunt două culori diferite, pentru că avem două tipuri de terpene din planta respectivă. Deci așa obținem distilatul final cu care lucrăm în producerea extractelor de cannabis îmbogățit cu CBD sau CBG. Deci în procesul de distilare a cannabinoizilor, aici avem cannabinoizi, să zicem așa, pur, cu toate că nu e cuvântul corect, pentru că nu avem numai cannabinoizi, probabil că mai sunt și un pic de terpene care au punctul de fierbere relativ aproape de al cannabinoizilor. Dar ce interesant e instalația asta aici, în care vedeți, e zăpadă carbonică și jos acolo curg eventuali solvenți care au rămas în crude oil-ul care se găsește aici, astfel încât să nu avem niciun fel de solvent în produsul final. Și pentru că tema filmulețului de astăzi a fost cum arată un produs corect din punct de vedere tehnic, vreau să și vă arăt cum arată o sticluță de ulei și cum arată uleiul final. Aici avem un extract de cannabis îmbogățit cu CBD, concentrație 10% într-o bază de ulei de cânepă bio, astfel încât să avem toate proprietățile pe care le căutăm. Așa arată uleiul de cannabis îmbogățit cu CBD, corect din punct de vedere tehnic, și aș vrea să vă arăt cum se impregnează într-o cutie. Vedeți culoarea asta, picătura, cum vă spuneam, este aceeași de fiecare dată când apăsăm corect pe ea. Aici, după cum vedeți, e raftul de sticluțe în care îmbuteliem produsul final pe diverse concentrații, cum spuneam, 5, 10, 15, 20%. Sticluțele sunt sticluțe grad pharma, adică protecția capacului pentru copii să nu poată fi deschis ușor, sticluțe tratate UV, astfel încât să nu avem riscul de oxidare datorită razelor ultraviolete. Sticluțe care oferă calitate, siguranță și, foarte, foarte important, doză exactă, pentru că de fiecare dată când apăsăm corect pe pipetă, picătura va fi aceeași la orice administrare.